Țineți minte cât costă o literă pe care o cereți? Bineînțeles, 100 de lei. 100 de lei. Tavi, ai curajul să fii primul? Nu. Ai care curaj? Hai, Tavi. Bun venit la noi. Bine v-am găsit. Salut, domnule. Ce mi-era fricănască. Ai, ai, ai. Ai, ai, ce să faci? Tavi, 100 de lei litera, da? Da. Ce faci? De unde vii? Din Târgoviște. Acolo stai? Acolo stau. Și lucrezi tot acolo? Lucrez în București. Sunt militar și mai mult fac navetă. Ce grad ai? Plutonier ajutant. E bun, bravo. Da. Mă, cât faci o oră? Faci? Fac și două ore. Când prinzi traficul ăla. Da, da, da. M-am prins și astăzi, de exemplu. Auzi, dar cât lucrați pe săptămână voi? 8 ore. Nu, dar cât? De luni până vine? Bine, da, normal. E bine. Auzi, îmi place aici ce văd la tine în cartea de vizită. Ai doi băieți pe care i-ai adoptat, da. Omule, ești tare. Când s-a întâmplat asta? Anul trecut, în noiembrie. A durat procesul ăla de adopție? Un an de zile. Un an de zile. Foarte mult. Câți ani au puștii? 8 și 10 ani. Ce tare ești. Excelent. Da, sunt frați. Extraordinar. Nu mai așa puteau fi adoptați împreună. Mamă, mamă. Le-ai schimbat viața, Tavi. Da. Cum o cheamă pe soția ta, pe doamnă? Iulia. Să-i dea Dumnezeu sănătate. Bravo. Mulțumesc, la fel. Familia nu e făcută din sânge. E făcută din dragoste, Tavi. Așa e. Asta contează cel mai mult. Da. Bun, gata. Încep. Fii atent aici, ești pregătit. Da? 8 și 10 ani au puștii tăi. Da. Tavi. Moșene. Gene. Da, mă. Țineți minte ce v-am zis? Cel mai ușor mod de a face bani în România e să zici moșene pe la, tu zici gene și ai luat 400 de lei. Nu există. Niciun guvern nu poate să facă ce facem noi, corect? Așa. 400 de lei, auzi, într-o secundă. Tavi, mai departe, ascultă-mă. Îți dau un adjectiv care dă dovadă de energie, energie și de poftă de viață. Ăla e un tip? Mai iau 400. Literă. E, ia 300, că ai luat o literă. Vioi. E vioi, mă, Tavi. Ai prins, Gabi, vioi ăsta. De fără literă? Cu o literă. Recunosc, cu literă. Literele îți scad din valoarea cuvântului. Las că e bine. 700 de lei. Tavi, 5 litere, 500 de lei. Da. Bun. Ai 700, e bine. Știi dispozitivul care transformă măslina în ulei? Îl știi, dar nu... Literă. Dispozitivul ăla de... E utilaj. Aplică presiune pe măsline și îl transformă în ulei. Și are un cuvânt atât de simplu, literă, Doamne, literă. Iartă-mă. Nu numai măslinele, eu zic de măsline. Tu ai apăsat că știi sau că... Nu, am apăsat să nu treacă cu Dumnezeu timp. Înainte. Hai, da. Auzi, poate să fie hidraulică, de exemplu. Poate să fie și mecanică. Presă, mă! Da. Ai cum dă el din cap supărat presa. Ai auzit, Claudiu, de... Am auzit, presa. Da. Auzi, te... Cam ești, mult, așa. Auzi, ești dansator cât de cât? Până în caspă acolo. Da, mai când, mai dans, mai fac, mai strâng, mai... Stil de dans cu nume de sos? Ai, mă... Samba? Sosul samba? A, sos? Cu nume de sos, omul! Pe nume de sos... Păi de ce ai apăsat dacă nu știi? Începutul e bun, ritmat cu stiluri cubaneze. Salsa. Sosul le luam la rând. Nu e sosul ăla roșii, ardei, sos. Da. Știi, ardei, iute, coriandru, ce Dumnezeu să mai pune în sosul, sosul salsa. Da. Bun. 1500 avem. 6 litere, un pic mai greu. Asta e un pic mai greu. Auzi, Claudiu, vino un pic aici. Vino, te rog. Vino. Hai să-i dăm o mână de ajutor, că nu prea așa mai bâșbe el. Ascultă-mă, îți dau un verb la infinitiv. Stai lângă mine. Stai așa lângă mine. Aș schimba poziția fără a se deplasa prea tare. Ia încearcă să literă. Mă miști. Ia încearcă tu să mă miști. Încearcă să mă miști. Păi stai, mă, că tu ăsta are 20 de ani, clar. Ia mai încearcă să mă miști. Mă poți, uite, mă, că mă poate. Ia mai încearcă. Mai încearcă. Nu mă poate. Hai, mă, că nu mă poate. Literă, literă. Se chinuie săracul ăsta să mă ios de ne. Clintit, măi. Nu aveam pe limbă, dar nu mi-a venit. Ce să-i de, fac, măi, bravo. Asta e.
Și a venit omul săracu să... Mulțumesc mult! Să-i mai mulțumesc! Las că e bine! Auzi, în 3 minute și 6 secunde poți să câștigi mult! Atâta mai, 3 minute și 6 secunde. Că în minutul care a trecut ai deja 1800 de lei. Bine, Tavi, ascultă-mă, fii atent aici. Tot 600 de lei, nu mai chem pe nimeni aici, fii atent. Figuri paterne, iau pe logică, într-o familie de feline domestice. Literă. Literă. Mă, îți plac mițele? Da, motani. Cum? Motani. Motanii. Mi-am mâncat secunde, stai. Oh, domnule subofițer. Subofițer a zis? Da. 700 de lei. Aveți 2200, domnule subofițer. Care este rezervat, domnule subofițer, în interacțiunile sociale. Literă. E un fel literă. De... Literă. Ăla care își înfrânează comportamentul din cauza emoțiilor, Tavi. Intimii... Cum ai zis? Intimii... Care este rezervat? Intimitate. Literă, literă. Nu. E departe. Ăla... Se simte stinghere în anumite grupuri. E așa... Inhibat. E inhibat! N-ai luat mult din cuvântul ăsta, să știi? Știu. Ai luat vreo cât? 300 de lei. L-ai prins, Claudiu? După litere. Inhibatul, Elena? Da. Pe tine te văd așa. Păi îi văd așa mai relaxat, dar pe tine te văd mai inhibat. Tavi. De câte vreme ești căsătorit? Păi am fost prima oară vreo 18 ani și acum sunt din 2-3 ani. Bravo. Îți dau ceva din, din tinerețea tuturor. E un cuvânt compus, fii atent. Deci e compus. Și vine și din altă limbă, un pic mai spaniolesc, așa mai... Cât de cât. Dar lasă, da, ascultă-mă. Da. E simplu. Zice că e burlac, cuceritor și aventurier. Literă. L-a prins, Gabi, uite că dă din cap, gata, îl știe. Amatorul ăla de cucerire amoroasă. Le zice literă. Într-un fel omului care, mamă, are tot felul de aventuri amoroase. De... Don Juan. Don Juan, nu măi, omul. 400 de lei lua și din cuvânt. Tu te grăbești la litere. Da. Așa e? Adică să nu treacă timpul. Să treacă, dar mai ai 2 minute și 14 secunde. Vrei? Cât timp vrei să mai lași? Las pentru cuvintele alea mai mari. Alea grele. Mă, Tavi, ți-ai lăsat la vreme pentru alea grele 2 minute. Ți-ai lăsat. Unul greu. Angajate cu carte de muncă în activitățile casnice. Mă, ți-ai lăsat atâta timp? Literă. Pentru astea grele, ți-le ele. Alea care sunt plătite... Menajere. Omule, asta e. Foarte bună. Foarte bună strategie. 3600, 2 minute mai e. Bun. 2 din 9, 2 din 10, dar mai am 1 din 8. Domnule subofițer, de câtă vreme ești în armată, Tavi? De 32 de ani. Te-a prins revoluția în armată? Nu. Imediat după, nu? Am fost soldat în termen. Bun. Unde ai fost soldat? Pe timpul Ceaușescu. Și unde ai fost soldat? În Ghencea. Aici? Anterian, în 12. Zău? Da. Și după am fost la școala militară. Și revoluția unde te-a prins? La nu, Ghencea? Nu. Revoluția m-a prins, lucram în combinat la Pitești. Am înțeles. După aia m-am dus la școala militară. După aia te-ai dus la militar. La școala militară și după aia am rămas numai în armată. Fii atent, domnule subofițer. A decide granițele, domnule militar, între două sau mai multe spații extinse. Bă, toată literă. Lumea, te uiți, dai drumul literă. La televizor, toți se bat, ai văzut? Peste tot, numai se împușcă, toți literă. S-au luat o raznă. Când... Decide granițele între două. Da, da. Când trasez clar punctele pe unde un teritoriu se duce sau nu. Zi. Literă. Literă. Dar știi cum, știi... Aolo. Dar știi la ce? Cum să nu? Când stabilești seria aia de bariere, stabilești o serie, zi-mă, 16 secunde nu să nu găsi... Cum? Ce mă la aia, nu mai, vezi că e verb. Când, delimita. Asta e mai, omule! Aveam un cap, dar nu venea, ce să fac. Cine a luat delimitatul mai devreme? După litere.
cu toată litere. Lumea. Lasă, haideți că vă aștept aici. La, las. Vedeți voi. Vedem noi. M-ați băgat la înaintare aici. Bine, avea delimita o graniță, știa delimita. Știam. Auzi, Goga avea o vorbă mișto, frumoasă. De-aia n-a și oprit când oamenii o să fie. Fii atent, cu voi, militarii, o graniță se delimitează cu un batalion de armată sau cu statuia unui poet, zicea Goga. Frumos. Până unde e limba ta, te-ai oprit. Davi, că tot tu ești Octavian și ăla tot Octavian era. Un minut, 37 de secunde pentru patru cuvinte grele. Dar pentru bani mulți. Davi, ai 4.000 de lei, hai mai sus. Fii atent. Constrângeri pentru cei care întrec limitele judiciare. Literă? Dacă o iei pe logică... Literă? Literă? Dacă o iei, ai timp, ai timp. Lasă-mi încerc că ai timp. Cei deci... care întrec limitele judiciare. Exact. Aia care depășesc limitele judiciare au parte de constrângerile astea. Îți mai dau o literă. Literă, literă. Hai, o literă. Literă. Aia care nu respectă normele au parte de așa ceva. Literă. Aia care nu... repercursiuni, de exemplu, pentru aia care încalcă normele. Mai îți dau o literă. Literă. Mai ai primit vreodată vreo amendă? Sancțiuni. Hey! Băi, frate, băi. Hey, frate. Ce ușoare sunt. E supărat pe el? Nu. E supărat pe el? Așa-i? Sancțiuni? Așa-i. Constrângeri pentru aia care încalcă normele. Ce s-a ales? Sancțiuni. Sinonime sunt multe, trebuie să găsești pe ăla. Și în timpul ăla. Și în timp, da. Acum ni s-a cam dus timpul. Timpul te omoară, așa 52 de secunde. Auzi, timpul te omoară oricum. Îți vând un pont, un spoiler. La sfârșit se moare, toți. Toți. Nu scapă niciunul. Davi, nu scăpăm niciunul. 900 de lei, 3 cuvinte mai avem, 3 cuvinte și am unul de 900 de lei. Fii atent aici. Vine un cuvânt pe care dacă îl depistezi, dacă știi ce înseamnă, ai luat cuvântul. Care este dezirabil, ăsta e cuvântul, nu e ușor, și stârnește un interes literă, literă. Puternic. Dezirabil e literă, secretul, literă. Să și învățăm cuvinte noi. Literă. Auzi mă, e atractiv. E... Ai o... Literă. Da, periculos. E dăunător, dar seducător în același timp. Adică este... Meditator. Te ademenește prin comportament, prin fel de a fi, te ademenește, literă, literă. Te atrage. Nu mai poți să-i reziști, pentru că este... Nu-i mai poți rezista, este... Vezi la timp, vezi la timp, vezi la timp! Auzi? Căruia... Deci abia mai poți să-i reziști, pentru că este... Îl știi, Gabi? Îl știi? Da. Un fel care te atrage, e ceva care te atrage, e adjectiv masculin, adică arată caracteristica unuia care stârnește un interes puternic, te ademenește, are pus să fie o ispită reală. Nu vede. Cine a luat ispititorul ăsta? Să stau până mâine. Nu era ușor. Și costa mult. Și costa 900 de lei. Da, da, da. Davi, hai să le gândim bine. Deci mai am 2 din 10, nu? 2 din 10, da. Da. Adică, fii atent, ai 4.000 de lei, poți să te duci sus. Dar să gândim bine astea 12 secunde, adică undeva la 6 secunde da, de cuvânt. Da, 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 am înțeles. Tu cere litere, după care oprește-l și fii atent. Că primul e foarte ușor. E pe logică. Ăla simplu, pe ghicitoare. Rude de sânge pe linie directă și ascendentă. Literă. De gradul literă. 3. Mamă, ce simplu e pe ghicitoare. Bravo, bravo. Băi omule, tu ai doi copii înfiați. Bravo ție. Descendenții din a patra generație. Măi omule. Da. Măi, copiii nepoților și ai nepoatelor. Verișori, mă, firai, verișorii și cine? Măi, în persoanele considerate în raport cu părinții bunicilor. Mă, pe logică, mă, pe... Pufirai! Paolo!
Da. Cine a luat strănepoți? Dacă ați zis copiii nepoților... Da, pentru explicația ta a fost uite-i. Așa și după aia ne-am dat uite-i în spate. Da, nu mi-am dat seama. Am zis, nu am zis copiii nepoților. Copii, da. Păi copiii nepoților, nu strănepoții. Ce aia e? Nu știu, nu am... Fii atent la asta. 6 secunde. Eu încep să vorbesc, tu cere litere. Da? Imagine, fotogramă! Literă. Imagine. Literă. Imagine fotografică înregistrată pe o peliculă reversibilă. Imagine fotografică. Da, da, banda aia de diapozitiv. Bravo, omule. Bravo, omule. Ce am greșit o pe aia. Strănepoți. Mai strănepoți să nu ai. Ce sus erai. Ce sus erai, Tavi. Suntem la 4000 de lei. E bine. E bine și așa. Omule. Să-ți trăiască copiii. Să rămână. Ești tare, bravo. Doi, la fel. Doi prunci, bravo. Da. Tavi, să te bucuri. Stră... Nepoți. Ai, 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 mulțumesc.